cu proprietatea că 3x plus 7 supra 5x minus 2 aparține lui Z. Deci să se găsească mulțimea A. Deci în mulțimea A doresc să pun toate numerele x din Z cu proprietatea că 3x plus 7 supra 5x minus 2 este un număr din Z. Mai precis, aș dori să găsesc pe acei x din Z pe care dacă îi locuiesc aici, rezultatul ce să fie? Tot un număr între ei. Așa. Cum procedăm? 3x plus 7. O secundă. 3x plus 7. Hai te rog să zicem. Deci vom spune 3x plus 7 supra 5x minus 2 supra 5x minus 2 aparține lui Z. Dacă și numai dacă? 3x plus 7. Spune dacă și numai dacă? Nu, dar nici mai dublă implicație. Dublă implicație. Echivalent. Echivalent. Hai, mă, dacă și numai dacă... 3x plus 7. Da. Zboară minus de la... Supra... dacă 3x plus 7 divide 5x plus... 2. Nu 3x plus 7, 5x plus 2 să divide. Deci 5x minus 2... Ăsta de jos să divide. Nu? Pentru ca să fie ăsta numărul întreg, trebuie neapărat ca împărțirea să facă exact, da? Deci ce să fie ăsta de jos? Un divizor. 5x minus 2 să-l divide, pui în paranteză, 5x minus 2 divide 3x plus 7. Da, de ce sunt? 5x minus 2 divide 5x minus 2. Așa, 5x minus 2 divide pe 5x minus 2. Din cele două apelate rezultă că 5x minus 2 divide combinația. 5x minus 2 divide 3x plus 7. Așa. Ori alfa. Corect. Plus? Plus 5x minus 2. Beta. Ori beta. Oricare ar fi alfa și beta niște numere. Alfa este 5. Deci alfa 5. Beta minus 3. Deci asta e adevărat, oricare ar fi alfa și beta. Și tocmai e un alfa 5, pentru că se reducă 5, x, da? Deci rezultă că... x plus 7. O secundă, zice așa. 5x minus 2 divide. 5x minus 2 divide. 3x plus 7. Da. Ori 5. Da. Plus 5x minus 2. Ori minus 3. Ori minus 3. Totul, probabil. Echivalent. Echivalent cu... Echivalent de sub cu... 5x minus 2. Nu, 5x minus 2 divide. Divide pe cine? 15x. 15x. Plus 35. Plus 35. Minus 15x. Plus 6. Nu mai ades. Ce înseamnă echivalent? 5x minus 2 divide pe? Așa, să le duc. Da. 41. Pe 41. Dacă 5x minus 2 divide pe 41, înseamnă 5x minus 2 divizor al 41. Asta înseamnă că, spunem acolo, 5x, nu, aici vin tot ca să mă mai duc. 5x minus 2 aparține mulțimii divizorilor pe 41. Aparține mulțimii valorilor? Plus minus 1. Corect. Plus minus 41. Plus minus 1 plus minus 41. E 5. Și două pe rând. 5x minus 2 egal cu? Cu 1. 5x egal cu 1 plus 2. 5x egal cu 3. X egal cu 3 pe 4. 3 pe 5. 5. Nu aparține. Nu aparține lui Z. Că X-ul era nevoie să fie de Z. Altă variantă. 5x minus 2. 2 egal cu minus 1. 5x egal cu minus 1 plus 2. 5x egal cu 1, x egal cu 1 pe 5, nu aparține. Nu aparține. Mergem mai departe. 5x minus 2. Egal cu 41. Da. 5x egal cu 41 plus 2. 5x egal cu 43. X egal cu 43 pe 5. Da. Și nu aparține. Nu aparține Z. Mai avem ultima variantă, 5x minus 2. Minus 41. Da. 5x egal cu minus 41 plus 2. 5x egal cu minus 39. Da. X egal cu? Minus 39 pe 5. Și nu aparține lui Z.
Ei! Mulțumim. Deci mulțimea la mare? Mulțumim. Egal cu mulțimea vidă. Deci vă spun egal cu mulțimea vidă. Nu există niciun X întreg pe care dacă mă locuim aici, rezultatul să fie un număr întreg. Încă o dată. Deci noi am dorit să găsim mulțimea tuturor X-urilor întregi pe care să îi locuim aici și să conducă la fracții număr întreg. Când fracția este număr întreg? Când divizorul? Deci când numitorul este un divizor al celui de sus. Bineînțeles că numitorul trebuie să fie divizor de 0, dar în același timp trebuie să cerem că 5x-2 să fie divizor al celui de sus. 5x-2 divizor pentru 3x plus 7, 5x-2 divizor pentru el însuși este. Atunci 5x-2, conform unui teoremei, e divizor pentru combinația din ea. Și atunci la 5x-2 să fie unul din divizori, plus minus 1 plus minus 4, da? De unde am lucrat și am constatat că nu găsim niciun X. Niciun X. Iată, destul de interesant aceasta. O altă formulare, aceleași probleme, pot să spun așa. Se dă predicatul P de XY, P de XY, care sună așa. 3X plus 7 egal cu 5XY, 5XY, minus 2Y. Că de fapt ce am făcut? Am zis ăsta egal cu Y din 0. Și am formulat un predicat P de XY al 3X plus 7 egal 5XY minus 2Y, unde fac precizarea că X-ul și Y-ul sunt din Z. Sunt numele întregi. Și se pune problema să găsim mulțimea de adevăr. A găsit mulțimea de adevăr a acestui predicat înseamnă a găsit perechile X și Y care conduc la așa ceva. Cine credeți că este mulțimea de adevăr aici? Mulțimea de adevăr, sigur că da. Pentru că nu aveți niciun X. Niciun X, deci niciun Y în final. În concluzie, mulțimea de adevăr pentru predicatul ăsta, el, monotan, nu este egal cu mulțime vidă. Altfel, în mulțimea de el, puneam perechile X și Y. Perechile X și Y. Este aceeași problemă, nu? Iată, reformulată asta, sub formă de predicat. Dacă spun se dă predicatul ăsta, cum procedați? Scoateați de aici pe Y, sau pe X, n-are importanță, una din variabile, și cereți acolo să apară lui, să aparține lui Z. Și de acolo intrăm o problemă de mai sus. Iată exerciții destul de interesante care pot fi formulate. Acum, hai să vă propun un alt exercițiu și anume. Spunem așa. Să se calculeze suma de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă K plus 1, să calculăm suma asta, să vedem cu cine este egal, cu cine este egal rezultatul, după care să dovedim prin inducție că rezultatul este cel pe care îl găsim. Deci, facem ca și aplicații, folosim metoda inducției. Să găsim rezultatul ăsta. Acum, hai de gând. 1 supra 1 pe lângă 1 plus 1 când K egal cu 1. Deci, 1? Când K egal cu 1. A, așa. Deci, desfășori suma. Tu vrei să vezi cu cine este egal suma asta desfășurată, da? Păi, te rog să scrii sus. Egal cu 1 supra 1 ori 2. 1 supra 1 ori 2 pentru că a fost făcut ca 1. Când K egal cu 1. Da, plus? Plus 1 supra 2 pentru 3 plus 1 când K egal cu 2. Deci 2 ori 3, se spune, da. 2 ori 3 când K este făcut 2. Plus? Plus 1 supra când K este 3. 3 plus? Plus 1, 4. Deci 1 supra 3 ori 4. 3 ori 4, nu? Când K egal cu 3. Corect. Plus? Plus 1 supra 4 ori 5. 4 ori 5 când K egal cu 4. Plus puncte, puncte plus 1 supra. 1 supra N pe lângă N plus 1. Asta când K egal cu 4 N. Corect. Ei, asta n-ai făcut decât să desfășori suma. Însă tu trebuie să știi cu cine este egal aici. Dacă știi cu cine este egal, atunci privești ca pe un predicat în variabila N și vei încerca să dovedești că ceea ce ai găsit e corect, că poți transforma într-o propoziție universal valabilă, apelând la inducția matematică care înseamnă partea întâi verificarea și partea a doua demonstrația. Să vedem cum găsești sumă, nu? Că nu știi cu cine este egal. Deci, clipa asta nu știi cu cine este egal, că dacă știi că e egal cu... Să vedem cum. Ei, avem de calculat o sumă. Din experiența pe care am căpătat-o, ori de câte ori calculăm o sumă, vrem ca să luăm termenul ăsta și să-l aranjăm cu o diferență de doi termeni consecutivi. La un pas sau la doi pași are importanță. Deci vom și noi 1 supra K pe lângă K plus 1, 1 supra K pe lângă K plus 1, și gândește
De unde ar proveni? Iată produsul ăsta, două elefante. Deci, așa, încerci, o fracție să aibă numitorul K. Minus, unul pe lângă capul sunt. Supra capul sunt. Da, plus. Da, așa. Ei bine, dacă, cu emoții ai spus chestia asta, că nu știi că este bine. Dacă, ca să-mi dovedești, și atunci la același numitor, să vedem ce se întâmplă. E cam mai departe cu. Când aduci în același numitor, se întâmplă chestia. Capul sunt. Da. Minus. Minus? Minus. K se reduce cu K și rămâne 1 supra K pe lângă capul sub, exact acolo. 1 supra K pe lângă capul sub. Asta înseamnă că este foarte corect. Nu mai ai emoții, semnul ăsta te întreba cum mai merită. Și ai reușit să scrii termenul de subsumă ca o diferență de 2. Termen. Să vedeți ce interesant este. Și acum spunem, sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă capul sub pe care ai avut-o de calculat, egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N, din egal asta, adică din cine? Din asta. 1 supra K, din 1 supra K, așa, minus 1 supra K, așa, sumă din toată bucata asta. Și acum desfășoară, să vezi ce minune se întâmplă. Când K egal cu 1 se întâmplă, vine 1 pe 1 minus. Deci 1. Pe 1. Așa. Nu mai pui 1. Bine. Minus. Minus 1. Supra cu 2. Asta pentru cine? Când K egal cu 1. K egal cu 1. Plus. Plus. În K egal cu 2. 1 pe 2. 1 pe 2 minus 1 pe? Minus 1 pe 3. Corect. În K egal cu 2. Plus. În K egal cu 3. 1 pe 3. Minus 1 pe 4. Așa. În K pe 4. 3. Plus puncte, puncte. În sfârșit, ultima. 1 pe N. 1 pe N, da. Minus? Minus 1. Supra e plus 1. Minus 1 supra e plus 1. Asta când K a fost făcut ultima. N. Nu. Valoarea superioară a sumei. Contorul a ajuns la limita maximă. N. Când K s-a făcut N, asta este. Dar să te uiți acum ce se întâmplă. Se simplifică. Se reduc. Da, minus 1 pe 2 cu 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 4 cu cine ar mai trebui să fie? 1. Așa, că nu le-ai scris. Pune pe aici, ca și cum ar fi fost. A rămas ăsta la început cu plus, va rămâne la sfârșit cu cine? Cu minus. Cu minus, ei să perești. Așa, în ăsta se duce cu cine ar trebui. Și egal acum de desubt, egal cu 1, care a rămas, minus 1, minus 1 supra N plus 1. Minus 1 supra N plus 1. Și cât faci acolo? Te rog să urmărești, acum la același numitor. Da. N plus 1 egal, cum să reduc? N supra N plus 1. N supra N plus 1. Iată că ai găsit rezultatul. Tu erai nedumerit, nu știai cu cine este egal suma asta. Abia acum ai găsit, dar o să pui acolo egal cu cine? N supra N plus 1 și am găsit rezultatul sumei. Acum apare aici un predicat în variabila N pe care dorim să-l transformăm în propoziție universală. Pentru asta vom face verificarea și demonstrația. Nu, vină tot aici, că avem, am să știu, tabla și o să scrii tot aici. Eu mai insist un pic să înțelegem bine cum se calculează o sumă. Ori de câte ori avem de calculat o sumă, deci nu știm răspunsul, nu știam așa ceva. Ce am făcut? Am luat termenul de subsumă de parte, am muncit să-l organizez ca o diferență de doi termeni consecutivi. Îmi place foarte tare chestia asta, pentru că în clipa în care sumăm și desfășurăm suma, se reduc toate termenii 2 de 2. Și este ideală abordarea asta, este superb. Și atunci, asta mi-am și propus. Am reușit chestia asta, am găsit suma și acum voi apela la principiul inducției, nu? Pentru a dovedi că ceea ce am găsit este corect. Însă vreau să vă spun, în mod sigur este corect, dar acum voi noi facem ca așa antrenament, folosind inducția, pentru că mi interesează să exersăm pentru a prinde foarte bine acest instrument. Matematica înseamnă inducția matematică. Deci, etapa întâia. Verificat. Da? Verificat. Și anume? Pentru N egal cu 1. Pentru N egal cu 1. Trecem 1.
poziția PD1, sigur că dacă asta înseamnă PDN. O să votăm cu PDN asta. Da? PDN este propoziția asta. 1 supra 1, 2, 2. Da. Egal cu 1 supra 1 plus 1, 2. 1 supra 1. Deci PD1 este adevărat. Trebuie să pui egal întotdeauna în dreptul unei difracții, da? PD1. Aici scrie PD1 este adevărat, ca să nu mai... PD1 este adevărat. Pentru e egal cu 2. 2. PD2 devine 1 pe 2 plus 1 pe 6. 1 pe 2 plus 1 pe 6. Egal cu 2 supra 2 plus 1. 2 plus 1. 3. Facem în același numită. 6. Da, aici trebuie să faci echivalent. 3 și din face ăsta cu 2. 3 plus 1, nu mai pui numitor, că e lumea elimina numitorul. Vine 3 plus 4. Da. 4 egal cu 4. 4. Deci rezultă PD. Rezultă că PD2. Da. Este adevărat. Este adevărat. Deci în clipa în care nu e devine 2, aceasta este o propoziție adevărată. Pentru e egal cu 3. PD3. 1 pe 2 plus 1 pe 6. Da, 1 pe 2 plus 1 pe 6. Plus 1 pe 12. 1 pe 12. Egal cu 3 supra 3, 4. 3 supra 4. Bun. Acum, oare o să facem la un capăt la acela sau nu facem? Acesta este 4. Asta o știm, nu-i 4. Cât este? 2 pe 3? Da, 2 pe 3. Deci asta e 2 pe 3. Deci 2 pe 3 plus echivalent. 2 pe 3 plus... 3 plus 1 pe 12. Da. Egal cu... Cât vrei dreptat. Corect. Am întâlnit acea cuvântă. Da. 12, 4... Da. Și 3. 8. Și cu 9. 9. Egal? Egal cu 9. Deci este adevărat. Este adevărat. Pe de 3 este adevărat. Deci în situația când ne devine 3, avem de-a face cu o proporție adevărată. Pentru n egal cu 4. Hai să vedem și pentru n egal cu 4. Ce devine? Pe de 4. Pe de 4 devine. 1 pe 2. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 12. Plus 1 pe 20. 20 ar veni. Dar nu neapărat trebuie să faci mulțirea. 4 ori 5. Pe tine nu te frământă. Da? Poți. 4, 20 nu e nicio problemă. Egal cu? Egal cu... 4 supra 5. 4 supra 5. Dar, până unde este? 12 egal cu 3 pe 4. Deci suma primelor 3 este asta de sus, care e 3 pe 4. Și atunci vine 3 pe echivalent. 3 pe 4 plus 1 pe 20 egal cu 4 pe 5. Echivalent. 4. 15. 16. Da, 16 egal. Egal cu 16. Adică? Pe de 4 așa. Iată, am făcut pentru 1, pentru 2, pentru 3, pentru 4. Deci în situații particulare avem de-a face cu propoziția adevărată. Înclinăm să credem că și pentru 5 ar să fie bine, și pentru 6 ar să fie bine. Dar dacă încercăm să verificăm pentru toate valorile lui el, e număr de aprare, nu te merge la fericită. Și noi vrem să o transformăm într-o propoziție universal valabilă. Adică vrem să vedem dacă e adevărată, indiferent de el. Fie cât e ea, oricare ar fi el, că vrem să folosim aici ce cuantificator aici. Oricare. Și în clipa în care folosim cuantificatorul oricare, trebuie să fim siguri că e tot timpul adevărată, indiferent de ce el vom folosi aici. Așa că noi am folosit 1, 2, 3, 4, nu e suficient. Dacă se dă o treabă, înseamnă că lucrurile se meargă extraordinar de bine. Uitați, când am demonstrat pentru pasul 3, pentru pasul 3, n-am mai adunat 1 pe 2 plus 1 pe 6, ci ne-am folosit de așa de pasul din urmă. Când am folosit pentru pasul 4, n-am mai adunat pe primele 3 fracții, 1 pe 2 plus 1 pe 6, dar am folosit deja de rezultatul știu 3 pe 4. Acum, încercăm să intuim cum vor merge lucrurile. Și dacă tot încercăm să facem așa, din aproape în aproape, nu o să termină niciodată. Și vom presupune că am mers din aproape în aproape până la pasul K. Deci, am mers până la un pas K, ca fiind cât vreți voi de mare sau dacă vreți mai 4.
Și vom arăta că pasul următor e bun. Ei, dar când doveni că pasul următor e bun, fără să înlocuim, fără să facem efectiv pasul următor, înțelegeți? Ne folosim de pasul anterior. Deci vom arăta că pasul următor e bun, folosindu-ne ca așa cum ne-am folosit de la trecerea de la 3 la 4, ne-am folosit, nu pentru dovedea la 4, de pasul care? 3. Așa vom face și de la K la K plus 1 și, de fapt, vom arăta că pasul pe care l-am făcut la un moment dat, K, ajută în demonstrarea pasului K plus 1. P de K implică P de K plus 1. Și asta este chiar demonstrația. Deci trecem la etapa a doua, pentru să notez de sus, demonstrația. Ce mai vreau demonstrație? Demonstrăm că P de K, pune chiar în paranteză, demonstrăm că P de K implică... Exact. Demonstrăm P de K implică P de K plus 1. Demonstrația începe cu presupunem P de K, și presupunem că am tot verificat până la pasul K. P de K adevărat. Și scrie cine este. Scrie P de K două puncte. Ce devine P de K? Aici, în dreptul său. P de K, cu 1 pe 2, cu 1 supra 1 ori 2. Așa, 1 supra 1 ori 2, două puncte. Ce devine propoziția asta? 1 supra 1 ori 2. 1 supra 2 ori 3. Da. Plus 1 supra 3 ori 4. Corect. Plus 1 supra 4 ori 5. Plus puncte spre 3. Da. 1 supra K. Supra K plus 1. K pentru K plus 1. K pentru K plus 1. Așa este. Da? Așa, egal cu K. 1 supra. 1 supra K pentru K plus 1, da? Egal cu K supra K plus 1. Asta e P de K. Și vrem să arătăm că P de K plus 1 este adevărat. Dar cine e P de K plus 1? Să scriem. P de K plus 1, două puncte aici. De fapt, P de K plus 1 este 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Da. Plus 1 supra 3 ori 4. Corect. Plus 1 supra 4 pe 5. Plus 1 supra. 1 supra K plus 1. Pe lângă? Pe lângă K plus 2. Corect. Egal cu K plus 1. Da. Pe lângă K plus 1. Plus 1. Nu-i pe lângă. Plus 1. K plus 1 plus 1. Deci K plus 2 de dată. Nici nu mai e voie de paranteză. K plus 2. Uite, dacă nu crezi de K cu K plus 1, sus a devenit K plus 1, iar jos devenit K plus 2. Așa cum ai făcut aici. În loc de K ai pus K plus 1, în loc de K K plus 1 și cu 1, K plus 2. Dar cine este în față pe care... 1 supra K plus 1. Corect, corect. Punem aici 1 supra, în față, este 1 supra K, lângă K plus 1. Și P de K. Asta era toată bucata asta, așa cum ai trecut la pasul 2, la pasul 4, toată bucata asta este de așa cunoscută. P de K. E P de K. Și cât este? K pentru K, K supra K plus 1. Corect. Și atunci tu ai P de K plus 1 devine. P de K plus 1, adică propoziția de mai sus devine. Două puncte. K supra K plus 1. K supra K plus 1. Plus. 1 supra K plus 1 supra K plus 2 de lângă K plus 2. Da. Este egal cu K plus 1 K plus 1 supra K plus 2 K plus 2. Numitorul comun este K plus 1 pe lângă K plus 2. Echivalent. Nu mai elimin numitorul, sigur că da. K plus 2. K plus 2 acolo. K plus 1. Corect. K pe lângă K plus 1. K pe lângă K plus 2. K plus 2. Da, plus 1. Plus 1 e K cu... K plus 1 la... La 2. Așa. K plus 1 la 2. Echivalent cu... K pe K plus 2 K plus 1. K pe K plus 2 K plus 1. Egal cu K plus 1 totul la pătrat. Este adevărat. Exact. K plus 1. K plus 1. Bine. Asta înseamnă că P de K plus 1 despre care nu știi, cum poți să spui că este? Adevărat. Deci spun, rezultă P de K plus 1. P de K plus 1, paranteză, este adevărat. Dar tu
Tu ce ai făcut? Cum ai făcut pe de capul sumă? De cine te-ai sprijinit în demonstrat? PDK. Deci am demonstrat, scriem, am demonstrat că PDK implică pe de capul sumă. Am demonstrat PDK implică PDK cu sumă. Totdeauna pasul făcut la un moment dat ajută să fie adevărat și pasul următor. Cum noi am verificat până la pasul sub 4 și e adevărat, înseamnă că pasul 4 ne ajută să și ne spune acum după demonstrație că și 5 este bun. 5 fiind bun, cine va fi bun? 6 bun, 6 fiind bun. Și așa mai departe. Înseamnă e bun, ori de câte ori vom lovi pe capul în valoare, vom obține de fiecare dată propoziții adevărate. Deci rezultă acum că B de N este adevărată. Deci rezultă B de N adevărată, oricare ar fi N natural. Asta, de N, de N, asta, corect. Asta îmi spune mie că, că predicatul de mai sus, acest PDM, a devenit, acum folosim cuantificatorul oricare, a devenit propoziție universal adevărată. Universal adevărată. Iată, aceasta a fost tehnica de demonstrare prin inducție. Deci mai întâi ce am făcut? Mai întâi am găsit valoarea sumei, că nu știam cu cine este egal. Folosind calculul, tehnica de a lua sume, după aceea am dovedit, folosind inducția, că ceea ce am făcut e o treabă bună. Am verificat că rezultatul găsit este corect, că predicatul respectiv poate să devină o propoziție universal valabilă. Așa asta a fost ideea. Vreau acum, repede, să trecem pe etapa cealaltă, să mai căutăm, să mai vorbim tot așa, să descoperim o sumă. Iată, vă propun o altă sumă. Sumă de la K, deci e vorba de sumă, de la K egal cu 1 până la N din 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1. Vreau să găsim rezultatul și după ce găsim rezultatul să dovedim prin inducție că este corect, da? Totul, te rog, haideți. Desfășurăm asta. Desfășurăm să vedem cum arată suma asta, da? Egal cu, ca și desfășurare, da. 1 supra, supra când K egal cu 1. Așa. 1 supra 1 ori 2 minus 1, 1. 1? Da, 1 supra 3. 2? Da, 1 ori 3. Corect. Când K a fost făcut 1. Plus? Plus 1. Când K egal 2, 3. Da, ori? Ori 5. 3 ori 5. 1 supra 3 ori 5. Plus? K egal 2. Plus 1 supra, când K este 3, da. 5 ori? 7. 5 ori 7. Încă egal 3. Plus, următor, mă scrie el. Plus 1, supra. Încă este 4, 7. Ori... 9. 7 ori 9. Încă egal 4. Plus puncte, puncte și aia departe, plus... 1, supra. Supra. 2 e. Minus 1. Pe lângă? 2 e plus 1. Așa. Și vrem să vedem cu cine este egal suma asta, nu? Egal cu cine urmează să descoperim. Ei, ca și în modelul trecut, suntem grăbiți să facem ce lucru? Luăm sumă, termenul de sub sumă deoparte, deci 1 supra. Și încercăm să vedem ca o diferență de două fracții, da? 2 ca sumă. E egal, nu, egal chiar. Egal asta. 1 supra 2 ca minus 1. Vrem să fie o fracție 1 supra 2 ca minus 1? Minus 1 supra 2 ca plus 1. 2 ca plus 1. Dacă am făcut o treabă, cum pune semn de întrebare, cum vrei, știi că e corect. E egal cu. Atunci așa ajutor să lucrezi. Ia să vedem cine este. Doi ca plus unu. Minus 2K. Plus 1. Că minus 1 e față, scrie minus 1. 2K cu 2K. 2 supra. 2 supra. Ei! Fata dumneavoastră, cât întrebea mi se dea? 1. Nu-i bun. Deci n-am ghicit asta. N-am ghicit descompunerea asta. Că dacă acceptăm să fie asta, la numărător, iată, îmi dă 2 și nu îmi dă 1.
Cum trebuia să am inspirație, să scris? Aici A și aici B. Așa și bun, și să găsim pe A și pe B un sistem. De acord, de acord, ai dreptate. Poate așa era drumul de la început, ca să nu. Dar deodată acum, văzând că e 2, văzând sus că este 2, cât a? Asta! Asta e idee deșteaptă. Deci ca să dispară semnul de întrebare, în fața sumei acestea punem 1 pe 2. Dacă punem așa 1 pe 2, știm sigur că după aducerea celor ajutor este, iată, 1 pe 2 se păstrează, aici va veni egal cu 1 pe 2, și 2 se identifică cu 2 și este superb ca și mai înainte. Deci care este toată chestia? Ca să dispară semnul de întrebare, punem 1 pe 2 pe lângă treaba asta, așa mai corect. Pentru că se vede foarte bine după ce a dus în acel numitor, 2 se întâlnit cu 2 și ne rămâne ca și mai înainte, 1 supra 2 și am un sun pentru că tot ea plus 1. Am dicit-o de dată, pierdeam mai mult timp cu A și B, dar drumul corect este să fie cum spui tu. Așa am intuit, am văzut că apare 2-ul acela, ne întoarcem, punem 1 pe 2 și am făcut treaba mult mai repede. Și acum, spunem, sumă de la P egal cu 1 până la N, din ce am putut de calculat? Din 1 supra 2 ca... Supra. 2K minus 1, pe lângă 2K plus 1, egal cu sumă, de la K egal cu 1 până la N, din 1 pe 2, pe lângă chestia asta care arătesc cu noi, pe lângă 1 pe 2K minus 1, vorbește? 2K minus 1 minus 1 și pe 2K plus 1. Corect. Și egal mai departe, 1 pe 2. Iese 1 pe 2 în factor, 1 pe 2, totul pe lângă. Sumă. Ei, asta ține rău de paranteză. Din 1 pe, de la 3 cu 1 până la N, corect. Din 1 pe 2 ca minus 1, 1 supra 2 ca minus 1, 2 ca, nu mai este 1 pe 2 ca, asta este 1 pe 2 ca. Da? Deci mi-a rămas ce mi-a rămas. Diferența. 1 supra 2K minus 1 supra 2K plus 1. Aici punem un paranteză pentru că diferența de 2 termeni. Ce calcul de desubt? Desfășoară. 1 pe 2 pe lângă. 1 pe 2 pe lângă. Și ce vezi doar? Cam are 1. Fără sumă. Tocmai, tocmai. Că desfășurăm suma. Cum ai făcut mai sus? 1 pe 2. De calcul 1 pe 2. 1 pe 2 ăsta. Pe lângă. 1 supra. 1 supra. 2K. Dar pe 9, nu ești pe cap cu 1. 1 supra 1. 1 pe 1, 1 minus. Minus 1 pe 3. 3 este între 2, 1, 2 și 1, 3. Asta pentru K de desubt A egal cu 1. Plus. În K egal cu 2. Da. 1 supra 3. Da. Minus. 1 supra 4. 4. Dar nu așa în linia lungă de fracție între ele. 5 care fac 2. 2. Plus? Plus. 5. 5. 1 5. 5. 2 4. Așa, 2 3 4 și 1 5. Uite. Corect. Asta când K a fost 2, da? Când K este 3, 1 pe 5. Minus 1 pe? 7. 7. Când K este cât? 3. Plus, și am mai departe, plus punctul cu? 1 supra 2N minus 1. 2N minus 1. Minus 1 pe? 1 supra 2N plus 1. 2N plus 1. În care este N. Yeah. Închide paranteza și egal cu? Minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 5 cu 1 pe 5, 1 minus 1 pe 7, așa? 1 cu... Deci egal cu 1 pe 2 pe lângă. Egal cu aici. Hai să zicem 1 pe 2 pe lângă 1 de la început și ne mai rămân la sfârșit cât? Minus... Așa, că ăsta se simplifică cu... Minus 1 supra 2. Se vede ce parte, da? Exact. Egal mai departe cu 1 pe 2. Aducem la numitor. Perfect. 2 plus 1. Ei, se simplifică 2 n plus 1 cu 1 cu minus 1 și ne rămâne... Cât ne rămâne? 2 n. Deci înmulțit, era bine 1 supra 2, înmulțit cu linii de fracții, 2 ne rămâne sus, 2 n, totul supra 2 ne plus 1. 2 cu 2 se simplifică, așa, și rămâne n supra 2.
supra 2n plus 1. Și cu asta am găsit și rezultatul. După ce am găsit rezultatul, hai să demonstrăm prin inducție repede, te rog, să duce timpul. Hai, verificare, da? N egal cu 1, 1 supra, 1 ori 3, încă 3, egal cu 1 supra 3, adevărat. P de 1, adevărat. N egal cu 2, în P de 2, egal cu 1 pe 3, plus 1 pe 15, egal cu 2 pe 5. Ajung la același numitor 5, 5, 3, 6, egal cu 6. Pe de 2 adevărat. Pe de 2 adevărat. E egal cu 3. Pe de 2 egal cu 3. Pe de 3. Egal cu 1 pe 3, plus 1 pe 15, plus 1 pe 35. Până aici este 2 pe 3. Da. 2 pe 5. Egal cu... 2 pe 5. Egal cu 3 supra 7. Așa. 2 pe 5. Plus 1 pe 35. Egal cu 3 pe 7. Ce mai am făcut? 7. 15 egal cu 15. Pe de 3 adevărat. Pe de 4, e egal cu 4. Pe de 4 egal cu 1 pe 3 plus 1 pe 15 plus 1 pe 35 plus 1 pe 63 egal cu 9 egal cu 4 pe 9. Este 3 pe 7. 3 pe 7 plus 1 pe 63 egal cu 4 pe 9. 28. Egal cu 28. Pe de 4 adevărat. Pe de 4 adevărat. Demonstrat. Da, trecem la demonstrație. Tot aici. Deci, etapa a doua, demonstrația, așa numit. Presupunem demonstrația, care înseamnă ce anume urmărești tu? Așa. Presupunem că P de K adevărat. P de K 1, 1 supra 3 sau 1 ori 1 3. Așa să scrie, plus 1 supra. Plus 1 supra 3 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 7. Plus puncte, puncte și mai departe. Plus 1 supra 2, 2, 2K minus 1. Minus 1, lângă 2K plus 1. Egal cu K supra 2K plus 1. A. Te întreb, P de K plus 1 o fi adevărat? P de K plus 1 oare este adevărat? Cine este? Dar cine este? Și P de K plus 1. P de K plus 1 de mine, două puncte. 1 pe 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 puncte puncte. Plus puncte plus și așa mai departe. 1 supra 2 2 K plus 1 2, 2, fii atentă, așa este, așa este, din 2K plus 2 minus 1, 2K plus 1, așa, 2K plus 1, pe lângă 2K, 2K, 2K plus 2, 2K, 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 2K,
K plus 1. Supra. Supra. 2K plus 3. 2K plus 3. Aici este... A, este cel de sus. Da.
Corect. Ai cu puncte puncte, da? Suma aceea. P de K. E P de K, pentru că ai spus că este egal cu cine? Și atunci P de K plus 1 devine. P de K plus 1 devine în ori un instanță format. Următoare, deci este plus. Plus 1. Supra P de K plus 1. Plus 1 lângă 2 K plus 3 egal cu K plus 1 supra 2 K plus 3 același, îl numitor de 2 K plus 3 acolo am 2 K plus 3 aici 2 K plus 1 corect și echivalentul K lângă 2 K plus 3 lângă 2 K plus 3 plus 1 egal cu 2 K plus 1 pe lângă K plus 1. Echivalent de desubt. Desfaci paranteza. 2 K pătrat plus 3 K plus 1 egal cu 2 K pătrat plus 2 K plus K plus 1. Este adevărat. Da? Deci rezultă P de K plus 1 aici. Rezultă că acest P de K plus 1 care are un semn de întrebare, P de K plus 1, adevărat. Dar, de fapt, tu ai arătat ce lucru? Că P de K. Deci am arătat, am demonstrat, mă uitam celălalt, să scrieți chestia, am demonstrat că P de K implică P de K plus 1. Așa am demonstrat P de K plus 1, nu? Utilizând, exact, am demonstrat că P de K implică P de K plus 1. În final, putem spune că P de N, fiindcă totdeauna pasul din urmă sprijin pasul următor, totdeauna, P de N este adevărat, exact. Oricare ar fi N din N stat. Iată, P de N a devenit din predicat, a devenit propoziție universală, chiar spuneți. P de N a devenit propoziție universală. Folosim cuantificatorul care, oricare, că dacă ar fost există, nu, spuneam, propoziție existențială. Propoziție universală. Fostul predicat de mai sus, folosind cuantificatorul oricare, devine astfel propoziție universală. Este adevărată propoziția asta, indiferent de el pe care îl folosim. El 100, 7000, 3, 5, indiferent ce e, totdeauna vom obține propoziția adevărată. Și cu asta, insist și vă spun și vă amintesc că predicatele pot fi transformate în propoziții în două moduri, nu? Fie prin particularizare, cum se întâmplă în etapa de verificare, fie prin utilizarea cuantificatorului universal sau existențial. Poate să fie transformat în propoziție universală când, indiferent de ce înlocuim, totdeauna obține propoziția adevărată și dacă avem, sau propoziție existențială când descoperim măcar un N în urma care, după înlocuire, să avem propoziția adevărată. Deci atunci folosim cuantificatorul există. Da? Un alt când folosesc ecuația 2X plus 1 egal cu 0, 2x plus 1 egal cu 0, este predicatul P de x. Iar aici, constatăm că x egal cu minus 1 pe 2 este soluție. Nu? Este soluție. Transformă predicatul ăsta într-o propoziție adevărată. Și atunci pot să spun că există x egal cu cât? Chiar cu minus 1 pe 2, așa încât, P de minus 1 pe 2 devine propoziție adevărată. Pe înlocuit x înlocuit cu minus 1 pe 2 devine propoziție adevărată. Deci atunci spune că am transformat predicatul acesta în propoziție existențială. Fiindcă am descoperit măcar un x întreg, un x real, de data asta, pentru care să se întâmple acest predicat să devine propoziție adevărată. Cuantificatul există, nu spune chestia asta. Deci, să rămânem foarte bine. Aveți predicatul. Tehnica aici a fost următoare. N-am știut rezultatul, ca și în exul anterior.
Dar am găsit rezultatul. Și am știut care este predicatul. Că pur și simplu suma asta egal, fără să știu. Predicatul înseamnă o egalitate, o inegalitate, nu? Ceva, o relație. Și despre care putem afirma că este fie adevărată, fie falsă prin înlocuire cu variabilele respective. Ei bine, predicatul acesta, odată pe care l-am descoperit după ce am calculat suma, ne-am propus să dovedim că el poate să devină propoziție universală, folosind, nu, cu calificatorul locale, îl transformăm în propoziție universală și pentru ca să exersăm principiul inducției, am apelat la această tehnică. Am arătat că etapa întâi verificarea transformă în fiecare dată în propoziția adevărată predicatul și că, în ultimă instanță, PDK implică PDK plus 1 și asta înseamnă că, în final, pot să-mi permit să spun că predicatul acela este, de fapt, o propoziție universală. Am pus cuantificatul oricare și am transformat în propoziție inducție rezultat. Deci, cu cine este cap? Nu știm rezultatul. Corect. Pentru că se descompunem această... În loc de desubt, în loc de subsumă, hai să spunem așa, 1 sub 4 K, 1 sub 1. Pe lângă 4 K minus 4 K plus 3. Încercăm să intuim descompunerea, da? Descompunerea. Egal cu? Este egal cu 1. Să vezi cât e de... De 1, da? Cât de 1? 1 pe 4 pe lângă. Tu simți că 1 pe 4? Da. Ia să vedem primul atac. Deci tu, așa, din experiența ieșirii anterior, că a fost 1 pe 2, integrezi 1 pe 4. Da. Ia încearcă. 1 supra 4 pe lângă. 4, 1 supra 4. K minus 1. 4 minus 1. K minus 1. 4 K minus 1. Așa. Minus 1 pe 4K plus 3. Care are dreptate să ne dovedească acum. Deci el a renunțat la semnul de întrebare pentru că pare el să simte ieșițiu. Adul la cea zimitoare. Deci e ca 1 pe 4 pe lângă. 1 pe 4 pe lângă 4K plus 3 minus 4K plus 1, da, supra 4K minus 1, da, pe lângă 4K plus 3. Așa. Se reduc. Egal cu 3 și 1 pe egal cu 4. Egal cu 4 pe... 4 pe lângă 4K minus 1. 4K plus 3. Dar aici în față avem 1 pe 4. 4 pe lângă. 4 plus 3. Și acum 4 cu 4 se simplifică. Și este egal. Intuiția mea a funcționat foarte bine, este adevărat, este corect. 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3. Corect. Și acum dacă ai avut așa intuiție, sigur că te poți întoarce repede și spui că sumă dacă ai egal cu 1 până la n. Sumă dacă ai egal cu 1 până la n. Din 1 supra 4K. Suma pe care avem de calculat, 4K minus 1 pentru 4K plus 3. 4K plus 3. Egal cu sumă de la care egal cu 1 până la n din egala sa. Din fracția, nu? 1 pe 4 pe lângă 4 pe lângă 1 supra 4K minus K. Minus 1. Minus 1 supra 4K plus 3. 1 pe 4 este în fața sumei, deci egal cu 1 pe 4 pe lângă. 1 pe 4 pe lângă sumă, de la K egal cu 1 la N. Da. Pe lângă 1 supra 4 K minus 1. Corect. Minus 1 supra 4 K plus 3. Așa. Egal mai departe cu dedesubt egal cu 1 pe 4 pe lângă, să desfășurăm suma. 1 pe 4 pe lângă. Deci când K egal cu 1, vine 1 supra 1 supra 3. Da. Minus. Deci aici când K egal cu 1. Când 1 pe 3 minus 1 pe 4, 7. 7. 1 pe 7. Asta pentru K egal cu 1. Da? Plus. Plus. Când K devine 2. K egal cu 2. Cu 1 pe 7. Minus 1 de 100. Așa, plus? Plus K egal cu 3. Când K egal cu 3, 1 pe 12. Da. Minus 1 pe 15. Plus și cam mai departe, cum spun că
1 supra 4n minus 1 minus 1 supra 4n plus 3. Și era mai departe cu... Observăm, închide paranteza, la acolo. Aia am avut un departe. Observăm că se reduc. Da. Și mai departe. Observăm că... Egal, nu, e 4 pe lângă. 1 pe 3 a rămas de la început cu plus, rămâne ăsta de la sfârșit cu minus. 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 1 supra 4n plus 3. 4n plus 3 egal mai departe cu... Aici ajunge că este egal cu 1 pe 4. Pe lângă 4n plus, 4n plus 2. Nu cred. Că atunci și cu 3 dincolo. Deci aici da. 4n plus 3 și aici cu 3. Da. 4n plus 3 minus 3. Totul supra 3 pe lângă. 4n plus 3. 4n plus 3. 3 cu 3 se reduc. 3 cu 3 se reduc și vine... 4 cu 4 din față. 4 cu 4. Acum egal cu n supra. Supra 3 pe 4n plus 3. Exact. Aici... Hai să desfășurăm un pic, să o vedem desfășurată și vine 1 supra. Când caui 1... Care era cu 1? Vine 1 supra 3 ori 7. Supra 3. Ori 7. Ori 7. Plus îndreptunei fracții. 1 supra 7 ori 11. 11. Plus 1 supra 11 ori 15. Plus puncte puncte. Plus puncte puncte, da. 1 supra 4n minus 1 pe lângă 4n plus 3. 3. Egal la această sumă. Egal cu n. N supra. Supra 3 pe lângă 4n plus 3. Așa. N supra 4n plus 3. Aceasta este valoarea sumei, este rezultatul calculului, nu sunt de respectivit. Și în clipa de față noi avem predicatul P de N. Acesta e predicatul P de N. Egalitatea asta, de la 1 pe 3, că ar fi egal cu N supra 3 pe lângă 4 N plus 1, constituie un predicat P de N pe care doriți să-l transformăm într-o propoziție universală valabilă. Pentru aceasta aplicăm principiul universal adevărat. Ce? Da. Care conține două etape, verificarea. Da. Când N egal cu 1, P de 1 va fi un 1, este egal cu 1. Deci... P de 1 adevărat. Când N egal cu 2, P de 2... Scrie un pic mai mare, te rog, ca să vadă scrisul. P de 2 care înseamnă? 1 supra 3 ori 7. Dar de ce ai spus tu 1 egal cu 1? Aici nu. Nu-i bine. Era 1 supra 3 ori 7. 1 supra 3 ori 7 este egal, egal cu 1 supra 3 pe lângă 4 plus 3. 7. Așa am avea. Acum 1 supra 3 ori 7 egal cu 1 supra 3 ori 7. 1 supra 3 ori 7 plus 1 supra 7 ori 11 este egal cu 2. Supra 3 în 8. 33. 2 supra 3 ori 8 și cu 3 11. 33. 1 supra 27 plus 1 supra... Deci 27, 37, 21. 21. Dar de ce să mulțești? Fii atent aici, vezi numitorul comun care este. 3 ori 7 ori 11. Da. Și aici aplicăm cu 11. Din face cu 3. Și aici cu cât? Cu 7. Ai de 3 și 11 cu 7. Și echivalentul. Echivalentul. 11 plus. Plus 3. Da. Plus 14. Nu, egal. Egal cu 7. 14. Adică P de rezultă P de 2 este adevărat. Pentru N egal cu 3. N egal cu 3, P de 3. Va fi 1 supra 3 ori 7. Da. Plus 1 supra 7 ori 11. Plus 1 supra 11 ori 5. Este egal cu 3 supra 3. 1 supra 11 ori 15. Ori 15, 3. Supra 3 de lângă. 4 ori 3 plus 3.
15 face. 4 pe 12? 15 pe 45. Nu, dar nu-i important numărul mulțit. Lasă așa. 3 ori 15. Ei. A, până aici. Până aici, așa ai făcut. Ne folosim de pasul anterior. Adică care este 2 supra 3 ori 11? 2 supra 3 ori 11. Plus 1 supra 11 ori 15 este egal cu 3 supra 3 ori 15. Este echivalent cu numitorul comun. Aici amplificăm cu primul cu 15, al doilea cu 3 și ultimul cu 11. 15 cu 2, 30. 30, deci echivalent 30 plus, 3 este egal cu 33. 33. Adevărat. Deci rezultă că P de cât? P de 3 este adevărat. Pentru N egal cu 4, hai să mai scriu și pentru N egal cu 4, ca să înțelegem bine. Egal cu 4, P de 4 ar fi 1 supra 3 ori 7 plus 1 supra 7 ori 11 plus 1 supra 11 ori 15 plus 1 supra 15, 15 ori 7. 19. 19. Egal, egal cu 4 supra 3 pe lângă 3 ori 19. 19. Însă aici, până acolo bucata ce e cunoscută, e cea de urmă pe care a spus că este egal cu 3 supra 3 ori 15 plus 1 supra 15 ori 19 este egal cu 4 supra 3 ori 19. Echivalent. Am 15. 15. Nu 15, este 15. 3. 3 acolo. 3. Și 15. Echivalent. 57. 57 plus 3. Plus 3 este egal cu 60. 60. Adevărat. Deci pe de 4. Pe de patru, adevărat. Deci, pentru situații particulare, când nu este 1, 2, 3, 4, l-am văzut de fiecare dată că obținem o poziție adevărată. Prima parte am depășit-o, verificarea am văzut că este, deja am constatat că pentru aceste situații particulare obținem poziții adevărate. Este important de verificare că dacă pentru un anumit timp, 1, 2, 3, 4, nu este verificat, nu devine propoziția adevărată, nu ne pică ideea de a avea o propoziție universal adevărată. Pentru că dacă într-un singur moment, pentru o singură valoare nu este adevărată, nu mai putem folosi cuantificatorul oricare. Intenția noastră să folosim propoziția universal adevărată. Aici vine, te rog. Și vom trece acum la a doua etapă, da. Demonstrația. Demonstrăm că P de K implică P de K plus 1. Asta vom arăta noi, de fapt, în demonstrație. Asta și asta e miezul ideii, da? La demonstrație. Noi spunem că P de K este adevărată. Unde P de K este egal cu 1 supra 3 ori 7. Da. Plus 1 supra 7 ori 11. Plus 1 supra 11 ori 15. Plus, pentru minte, 1 supra 4K minus 1. Pe lângă 4K plus 3. Deci egal cu 4K pe lângă supra 3 pe lângă 4K plus 3. Așa. Asta e PDK. Dar PDK plus 1 cine este? PDK plus 1 este egal 1 supra 3 ori 7. Da. Plus 1 supra 7 ori 11 plus 1 supra 11 ori 15 plus ne ajutăm de pasul următor care este 1 supra 4K pasul anterior. Anterior. 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3, 3 plus 1
acum avem, deci pe de K plus 1. Nu, de K plus 1. K. 4K plus 4 minus 1, 4K plus 3. 3. 4K plus 4 minus 3. Pe lângă. Da. 4K plus... 7. Plus 7, sigur că da. E 4K plus 4, pentru că noi de care aici punem K plus 1 și de sa jubarateze din 4K plus 4 și plus 3, la din 4K plus 7. Egal. Egal cu K plus 1. Supra. 3 pe lângă. 4 pe lângă. 4K plus 7. Plus 7. Să vedem dacă P de K plus 1 este adevărat. Toată bucata asta scrie, deci P de K plus 1 devine P de K plus 1 două puncte. Ia să devine K. Da, e K supra 3. 3 lângă 4K plus 3. Plus 1 supra 4K plus 3 pe lângă minus 1. 4K plus 3 pe lângă 4K plus 7. K plus 3. Pe lângă 4K plus 7 egal cu K plus 1 supra 3 pe lângă 4K plus 4K plus 7. Echivalentul. Aduce la aceeași numitor. Aici cu 4K plus 7. 7. Dincolo cu 3. 3. La mijloc. La mijloc, la mijloc. 3. Și aici cu 4K plus 3. 4K plus 3. Și acum devine echivalentul K pe lângă K pe lângă 4K plus 7 plus 3 este egal cu K plus 1 pe lângă 4K plus 3. 4K plus 3. Echivalentul. Pe de sub, echivalent cu, desfacem 4K pătrat. Da. Plus 7K plus 3 este egal cu 4K pătrat plus 3K plus 4K plus 3. Așa. Pe desfacem 4K pătrat plus 7K plus 3 este egal cu 4K pătrat plus 7K plus 3. Adevărat. De ce este adevărat? Am aici am demonstrat că P de K este ca P de K plus 1. Am demonstrat că P de K, scrie, am demonstrat chiar în cuvinte, vreau. Am demonstrat P de K implică P de K plus 1. Deci totdeauna pasul K îl sprijină și pe casul, pasul K plus 1. Pasul K face, odată fiind adevărat, face ca și pasul următor să fie adevărat. Dacă pasul următor, mai pe de K plus 1 e adevărat, înseamnă următorul e bun, e adevărat. Și așa mai departe. Deci rezultă că pe de e în adevărat. Da. Oricare ar fi el, aparține naturale. E în stea, cum este cazul nostru. În concluzie, e transformat predicatul de mai înainte, predicatul pe de e, e transformat în propoziție universală. Da? Adevărat. Propoziție universală. Corect. Iar aceasta a fost exercițiul. Pentru ca să exersați acasă și mai mult, am să vă propun următoarele sume. Ștergem tabla de aici, repede. Nu, haideți să trec tot aici, rămân cu câteva sume. E vorba de sumă, de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Deci această sumă vreau să o găsiți, să vedeți cu cine este egal. După care, nu, după care, după care o altă sumă, tot ca tema acasă, sumă de la K egal cu 1 până la N, din, să spunem, 1 supra 9K pătrat minus 1, 9K pătrat minus 1, nu cred că merge. 3K minus 1. Și dacă am găsit pe K aici cu K plus 1, vine 3K plus 3 minus 1, 3K plus 2. 3K plus 2. Hai să facem exercițiu. O să vedeți cum se compune exercițiul acum. Deci cele două paranteze sunt una 3K minus 1, iar a doua, înlocuiesc aici pe K cu K plus 1.
Și înseamnă 3K plus 3 minus 1, 3K plus 2, da? Și ca să ascund și mai multe exerciții, am să înmulțesc cele două paranteze. Și dacă le înmulțesc, vine 9K pătrat, 6K minus 3K plus 3K și minus 2. Deci am să spun sumă din, 9K pătrat plus 3K minus 2. Voi ați văzut acum, dacă nu mă vedeați, însemna că acasă trebuie să descompuneți pe 9K pătrat plus 3K minus 2, ca fiind cine? 3K minus 1 vreme 3K plus 2. Și vedeți cele două fracții, ce mai trebuie în plus, și de acolo este exercițiu foarte interesant, deci suma cu cine este egal și o vedeți prin inducție. Da? Ei, acum o să încercăm să vedem cum aplicăm inducția matematică la inducția matematică la inegalități. Iată, voi știți că un predicat înseamnă, un predicat înseamnă nu numai egalități, ci și inegalități. Și iată anume, să se arate că, unu supra doi, plus 1 supra 3, plus cea mai departe, plus 1 supra 2 la n, 2 la n minus 1, mai mic egal decât el. Oricare ar fi n din n, deci număr natural, oricare ar fi n din n stă, cu n mai mare egal decât 2. Deci să se arate că este adevărat prin egalitatea asta, 1 plus 1 supra 2 plus 1 supra 3 plus puncte puncte 1 supra 2 la n minus 1, mai mic egal decât n, oricare ar fi n din n stea, mai mare egal decât 2. Deci cu noi începem de la 2 încolo. Vrem să dovedim că aceasta este o afirmație corectă. Este o inegalitate, care să devină propoziție universală. Deocamdată, ea, prin folosirea cuantificatorului de aici, pare a fi o propoziție universală, nu? Că zici pe tot ce e de la 2 încolo, și noi vrem să vedem dacă este corectă, dacă lucrurile este falsă. Și pentru treaba asta, încercăm să dăm lui el valori. De unde încep cu n-ul? De la 2. Deci, etapa în plină. Verificare, începem. N egal cu 2. Ce devine? Pentru n egal cu 2, înlocuim pe n cu 2. 2 la a doua, cât face 2 la a doua? 4 minus 1? 3. Deci fii tot până la 1. 1 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 3. Mai mic egal, că ultimul ăsta este, nu aici. Mai mic egal decât 3. Decât 2? 2. Da? Mai mic egal decât 2. Deci asta este adevărat. Asta înseamnă acum P de 2. Deci P de 2 devine această inegalitate. Nu uite, oricum este 6. Ai aplicat acolo cu 6, dincolo cu 3. Hai, pune cu 3, cu 2. Cu 3, cu 2 și dincolo la sfârșit de la 2 cu 6. Și ar fi? 6. 6 plus 3 plus 2, 11. Nu mai e cu isupra. 11 mai e echivalent, măi. Hai cum un curs. Echivalent. Deci 11 mai mic egal decât 12. Asta înseamnă, rezultă P de 2. P de 2 adevărat. Deci P de 2 este adevărat. N egal cu 3. N egal cu 3. P de 3 este egal cu 1. Plus 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 4. Da. Mai mic și egal. Dar nu te grăbi. Nu te grăbi. De unde știi mai să ne oprim? Înoprim pe el aici cu cât? Cu 3. 3. 2 la 3 cât fac? 8. Minus 1, 7. Spii tot un om pe 7. Păi dacă așa îți ceri, dar cum e controlul? Iată, pe urmată vă surprind acum. Că știați cât mai câte element adăugați acolo. Da. Nu, no, aici e dificil chiar. Dificil. Acum, suma până de unde? Până la 1 pe 3 o știam. Este... Știam că e mai mică decât 2. Mai mică decât 2. Deci poți să spui că toată asta până la 3 e mai mică decât 2. Adică să scriem așa. Știm că 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 3 e mai mic egal decât 2. Decât 2.
Adunăm în ambinembre bucata care mai e de... 1 pe 4. Deci adunăm cu... 1 pe 4. Cât? 1 pe 4. Plus 1 pe 5. Plus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 7. Plus 1 pe 7. Deci atunci și în stânga și în dreapta. Egalitatea se păstrează. Scrie. Ce devine 1? 1. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Plus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 7. Da. Mai mic egal decât 2 plus. Plus 1 pe 4. Da. Plus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 7. Excelent. Fii atent acum ce șmecherie teribilă. Deci tu trebuie să arăți că toată asta e mai mică decât 3. 3. Tu știai că până la 3, așa e mai mică decât 2. Fiindcă ai atâția termeni de adăugați pentru membru stâng, ai adunat și în stânga și în dreapta. Deci asta toată acum știi că e mai mic decât asta. Da. Știm că a fost obținut din adevăr. Și dacă de numerația adevărată adunci în stânga și în dreapta aceeași cantitate, inegalitatea se păstrează. Deci asta știm. Știm. Da? Știm că este corect. Da. Că s-a învățat pe pasul din urmă. A fost doi la acela la care a adăugat cel mai drăguit. Acum, tu trebuie să arăți că toată bucata asta e mai mică decât cine? Decât cine? 3. Dacă asta de aici ar să fie mai mic egal decât 3, nu-i data ieșiți. Pentru că asta e mai mică decât asta, știi? S-a învățat pe cel de sus. Și dacă asta e mai mică decât 3, conform transitivității, rezultă că... Că și tot membru stâng e mai mic decât 3. Este adevărat. Deci, încă o dată, nu folosim de pasul... Deci, iată că ne-am folosit aici, de pasul anterior. Când am adunat, dar am bine. Și acum, tot efortul să arăți că toată bucata este mai mic decât 3. Spuneți, dacă 2 plus... Plus 1 pe 4, plus 1 pe 5, plus 1 pe 6, plus 1 pe 7... E mai mic egal decât... 3. 3. Atunci rezultă... Tocmai P de 3. P de 3. Adică rezultă cea dinainte. P de 3. Rezultă că toată bucata asta e mai mică decât 3. Dar asta e mai mică decât asta. Dar și mai avea. A e mai mic decât B. Dacă B e mai mic decât C, atunci înseamnă că A e mai mic decât C. Datorită transitivității. Da? Dacă A e mai mic decât B, B e mai mic decât C, atunci A e mai mic decât C. Și tu ai nevoie de A mai mic decât C. Pentru că problema ta, ăsta este A-ul, ăsta este C-ul. Și ai reușit să rezolvi problema făcând A mai mic decât B, ăsta e B-ul. Și acum tu arăți că B mai mic decât C. Arăți că B mai mic decât C. B-ul e toată bucata asta, nu? Și C-ul este 3, cum am notat. E bine, cum să o arăți pe asta? Dacă duci pe 2 în... și scazi un 2 peste tot, relația asta e echivalentă cu 1 pe 4, 1 pe 4 plus 1 pe 5, plus 1 pe 6, da. 1 pe 7, da. Mai mic și egal decât 1. Decât 1. Asta trebuie să arăți tu. Asta e problema ta. Doamne ajută-ne să reușim. Că este un moment foarte greu pentru noi. Cum să arătăm cu 1 pe 4 plus 1 pe mai mic decât 1? Ar trebui să aduc la aceeași tot, dar... Nu vreau să fac așa, mă gândesc dacă sunt mulți factori. Va fi foarte greu să aduc acea ajutor. Nu cred că e ideea asta. Nu-mi trebuie ideea asta. Altceva vreau. Și ia uitați-vă. 1 pe 4 e mai mic egal decât 1 pe 4? Da. Ia să scriu așa. 1 pe 4 e mai mic egal decât 1 pe 4. Dar 1 pe 5 față de 1 pe 4. Cum este 1 pe 5 față de 1 pe 4? 1 pe 5? 1 pe 5 este mai mare. Mai mic. Mai mic. Mai mic. Mai mare numitorul. Da. 1 pe 5 mai mic strict decât 1 pe 4. Da, 1 pe 6. Scrie un pic mai spus. Da, 1 pe 6 față de 1 pe 4. Mai mic. Tot mai mic strict. Și 1 pe 7 față de 1 pe 4? Tot mai mic. Tot mai mic. Scrie 1 pe 7. 1 pe 7 mai mic. Și acum să le adunăm pe toate. Să le adunăm pe ăsta din stânga și pe ăsta din dreapta. Să le adunăm. Și vine 1 pe 4 plus 1 pe 5. Plus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Da. Plus 1 pe 7. Da. Este mai mic. E strict. Măcar una e strict, dar chiar 3 stricte. Stai mai mic decât. De câte ori e 1 pe 4? 3.
De câte ori e 1 pe 4? 4 ori. 4 ori, da. 4 ori pe 4. 4 ori pe 4. Simplifică 4 ori pe 4. Extraordinar! Ne-a ieșit, ne-a ieșit ce? Că 1 pe 4 plus 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 1 pe 7 mai mic ca 1. Deci fracțiile sunt adunate 1 pe 4 plus 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 7 nu fac 1. Mai mic decât 1. Exact cât ne trebuia. Asta înseamnă că am arătat că B mai mic decât C. Semnul nostru de întrebare este eliminat. Rezultă că B de 3 este adevărat. P de 3, adevărat. P de 3 este propoziție adevărată. Haideți să ne mutăm să vedem și P de 4. Haideți, îmi pare interesant pentru frate, găsim ceva surprinzător de frumos. N egal cu 4. Ce devine? P de 4, două puncte. P de 4, verificăm până unde... Așa, până unde te duci cu albarea. La 15. Extraordinar, până la 15. Deci va veni cât? 1. 1. Plus. 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 4. Da. Unde puncte? 1 pe 15. Exact. Dar vreau să-ți fi scris până la 1 pe 7. Deci plus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 7. Plus 1 pe 8. Plus puncte punct și mai departe. Plus 1 pe 15. Tine aș putea să oprească la 15. Dar o dintre mine, de fiecare dată spune meu, aici nu opriți ca să știți cum să vă opriți. 2 la 4, 16, minus 1, 15. Mai mic egal decât 4. Asta trebuie să dovedim. Să adunăm toate fracțiile astea și adunăm mai mic decât 4. Dar noi ce facem noi? Până aici. Ca să aduci același numitor, să grabe, ești de acord să aduci același numitor? Nu e de acord, sigur că da. Da, până aici. Până acolo, până la 7, avem e mai mică decât 3. Spunem, știm, spunem așa, știm, știm că 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4 plus 1 pe 5 plus 1 pe 6 plus 1 pe 7 da. Mai mic și egal decât 3. Așa! Dar ca să obțin membru stâng până la 1 pe 15, trebuie să mă adaugi bucata asta, n-am bine. Plus. Plus. 1 pe 8. 1 pe 8. Plus 1 pe 9. 1 pe 9. Plus 1 pe 10. Plus puncte, puncte. Plus puncte, puncte. 1 pe 15. Acum n-am în 2 membri și acum știu să ne ține. Mai mic și egal decât? Nu. Păi adună-mă. Adun și în stânga și în dreapta. Deci adunăm. În inegalitatea asta, n-am bine membri și în stânga și în dreapta, bucata asta. Deci asta e echivalent. Sau dacă știm. 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 Da, 1 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2, plus 1 pe 3, plus 1 pe 4, plus 1 pe 5, plus 1 pe 6, plus 1 pe 7. Plus, începe bucata. Plus 1 pe 8. Plus 1 pe 9. Plus 9. Plus 1 pe 10. Plus puncte, puncte până la... 1 pe 15 mai mic egal decât 3 plus 1 pe 8 plus 1 pe 9 plus 1 pe 10 plus 1 pe 10 1 pe 15. Asta știm. Da, o știm pe asta. Bun, fii atent că o știm. E corect asta. Însă noi ce trebuie să arătăm? Că toată bucata asta până la 1 pe 5 mai mic decât 4. Nu te grăbi. Însă toată asta, tu știi că e mai mic decât 3 plus asta. Dacă asta de aici ar să fie mai mic egal decât 4, nu vine stânga de aici, din față, mai mic decât 4? Da. Deci dacă toată asta e mai mic, scrie dacă, cine? 3 plus 1 pe 8, plus 1 pe 9, plus 1 pe 10, plus puncte, 1 pe 15, da, mai mic și egal decât 4. Atunci, dacă e mic egal decât 4, atunci va rezulta cum mai ce ai tu de dovedit. Va rezulta de fapt cu carta asta mai mic decât 4. Deci va rezulta cine? Va rezulta P de 4. De 4. Rezultă P de 4 adevărat. Dacă. Și acum dacă este de frământă. Hai să vezi pe dacă. Deci iei pe dacă deoparte și lucrezi.
puteți să rupem asta să vedem dacă, dacă e adevărat sau nu. Deci 3 plus... 1 pe 8, ducem 9. Ai redus din acolo, da? 1 pe 8 plus 1 pe 9 plus 1 pe 10 plus 1 pe 15. Da. Mai mic și egal decât 1. Mai mic egal decât 1. E extraordinar. Deci trebuie să arăți că suma fracțiilor ăsta, 1 pe 8 plus 1 pe 9 plus 1 pe 10 plus 1 pe 15 plus 1 pe 15, toate e mai mică decât 1. Aducem același numitor? Nu o facem așa. Cum facem? Haideți, vă așteptați acum. Așa, 1 pe 8 e mai mică egal decât 1 pe 8. Începem aici. Dar mai ar vrea să scrii de sus de aici, fără dacă arunci, și să scrii mai strâns, așa că 1 pe 8, mai mic egal, decât 1 pe 8. Da, deci 1 pe 9, mai mic, strict, decât 1 pe 8. Corect. 1 pe 10, da. Mai mic și strict decât 1 pe 8. Da. 1 pe 11, mai mic decât 1 pe 8. 1 pe 12. Nu o să țin capă. Las, scrie în partea asta. 1 pe 12. 1 pe 12 mai mic decât strict decât 1 pe 8. Da. 1 pe 13 mai mic strict 1 pe 8. 1 pe 14 mai mic strict 1 pe 8. 1 pe 15 mai mic strict 1 pe 8. Le adunăm. Tragem linie și le adunăm pe toate cele. Câte fracții sunt? 1, 2, 3, 4, 8 fracții. Și spunem. 1 pe 8 plus 1 pe... Plus 1 pe 9. Da. Plus 1 pe 10. Da. Plus 1 pe 1 pe 15. Mai mic și... Mai mic, strict, decât 1. Extraordinar! Decât 1. Și dacă ăsta mai este semne de bani? Nu. Deci asta este adevărat. Și fiindcă asta e adevărat, înseamnă PD4, rezultă PD4, adevărat. PD4 este adevărat. A fost prea super, prea interesant. Să nu faci și N egal cu 5. Faci și pentru N egal cu 5. Ia să vedem. Cum arată? Deci zicem, pentru N egal cu 5 avem. Nu, dacă nu prindem bine ideea, nu putem face demonstrația. Eu nu... N egal cu 5, PD5. PD5 de bine. De bine. 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4. Calculăm să vedem unde ne are. 34. De-aia mai vedem. 1 pe 31. 1 pe 31. Până la 1 pe 31. 1 pe 31, că 32 vine. 2 la 5, 32. 32 minus 1, 31. Deci scriem până la puncte, puncte plus... Scrie 1 pe 15, că știi tu de ce? Plus da. 8 plus 1 pe 9, plus 1 pe 10, plus 1 pe 11, plus 1 pe 12, plus 1 pe 13, plus 1 pe 14, plus 1 pe 15, plus 1 pe 16, scrie și pe 1 pe 16, că cu asta începe bucata care o dădăm. 1 pe 16 plus puncte, puncte, până la 1 pe 31. 1 pe 31. Asta e mai mic strict decât cine? Decât 5. Mai mic egal. Da, mai mic egal decât 5. Asta e bucata. Dar până aici știm că toată este mai mic și egal decât 4. Spunem, știm. Știm că 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4 plus puncte, 1 pe 16 1 pe 16 nu pe 16, pe 15 mai mic decât 3 4 mai mic și egal decât 4, știm asta știm, trebuie să adunăm în ambii membri toată bucata pentru a construi membru stâng 1 pe 16 16 plus 1 pe 7 plus puncte, puncte, până la 1 pe 31. 31. Adunăm un membru. Mai mic și. Nu, adunăm deocamdată. Adunăm și în stânga și în dreapta. Și știm să ne ținem. Știm. 1. Știm. 1 plus 1
plus 1 pe 2, plus 1 pe 3, plus 1 pe 4, plus puncte, 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 1 pe 15, plus 1 pe 16, plus 1 pe 17, plus puncte, puncte, 1 pe 31, da, mai mic și egal decât 4, plus 1 pe 16, plus 1 pe 17, plus 1 pe puncte, 1 pe 31. Știm asta, da? Știm. Știm. Dacă cine? Dacă asta plus a să fie mai mică decât 5, dacă a fi mai mică decât 5, înseamnă toată bucata să fie mai mică decât 5. 4 plus 1 pe 16, plus 1 pe 17, plus 1 pe 31. Mai mică decât 5? Mai mică decât 5. Mai mică, da. Mai mică, da. Dacă va fi mai mică decât 5, atunci rezultă că P de 4, P de 5 adevărat. Rezultă P de 5 adevărat. Da, și am mai de asta. 1 pe 16, plus 1 pe 17, plus 1 pe 1 pe 31. Mai mic egal decât 1. Asta trebuie să arăți tu, nu? Asta trebuie să-l dovedești. Asta e problema. Facem o bună. Și începem. 1 pe 16 mai mic egal decât 1 pe 16. 1 pe 16, mai mic egal decât 1 pe 17, mai mic strict chiar. Strict. Decât 1 pe 16. 1 pe 18, mai mic strict decât 1 pe 16. 1 pe 19, mai mic strict decât 1 pe 16. Puncte, punct ceva de pare, cum astea scrie pe toate, cât multe. De rezult, 1 pe 31, mai mic decât 1 pe 16. Tragem linii și le adunăm. Din, da? Dar domnul membru stâng de-o parte, nu trebuie de-o parte. Să zicem, 1 pe 16. 1 pe 16. Plus 1 pe 17. Plus 1 pe 31. 1 pe 31. Este egal cu 1. Eu nu este egal. E mai mic. Că toate sunt mai mic. Mai mic decât? Bun. Câte sunt toate aici? 32. 15 pui ardei din 10 în 10 cm. Câți ardei pui, pot spune? Câți? 11. Nu 10. Că ai fi tentat să pui un metru pățit la 10, 10 ardei. Da? Primul și ultimul. Deci cu unul plus. Așa și aici. 31 minus 15, 16 fac 15, dar cu unul plus. Unul plus cu el în plus. Deci face cât? 16. Mai mic decât 16 pe 16, care face cât? 1. Și acum este exact ce trebuia. Ce spunem acum? Fiindcă am demonstrat după asta, înseamnă că P de 5 este adevărat. Ei, asta se face 6 și 7, dacă ați vrea. Hai să trecem la etapa a doua, la ce? Anume? La demonstrație. Hai să vedem demonstrația. Deci presupun, demonstrația. Presupunem. Pe de K? Adevărat. Adică? Unde pe de K? Este. Este. 1 supra. Plus 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 3. Plus 1 pe puncte. 1 pe 2 la puterea K. K. Minus 1. Mai mic egal decât K. Deci asta știm. Dacă te spune că este adevărat, știm. Acum scrie vă dacă... Exact. P de K plus 1 e adevărat, dar cine este? P de K plus 1 ar fi 1 supra... plus 1 supra 3, plus 1 pe 4, plus puncte, puncte. Sigur că ar fi de aici. Vine cât? 2 la K... plus 1. 2 la K minus 1. Ar fi la asta. 2. Hai să vezi că... Așa, așa te-am discutat. Dacă lasă 2 la K deocamdată,
Minus 1. Acesta este BDK. Asta vreau, că cum ți-am spus noi, ne-au primat 15. Pe ce mi-i drag? Ăsta. Plus. Următorul crește comunitate. Nu? Următoarea fracție crește comunitate. Da, da, crește comunitate. 2K minus... 2K. 2K. Deci 1 supra 2K. 2 la K. 2 la K. Plus 1 supra 2 la K plus 1. Plus 1 supra 2 la K plus 2. Plus se rămâne foarte mulți, multe fracțiuni. 1 supra 2 la K plus 1. Nu. 2 la K plus 1. 2 la K. Minus 1. Adună așa. Dar 2 la K plus 2 la K fac 2 de ori 2 la K. Fac 2 ori 2 la K. 2 ori 2 la K. Care înseamnă 2 la K plus 1. Ca și cum ar fi trecut K mai stai în K plus 1. Dar uite câte fracții sunt. Chiar foarte multe fracții. Minus 1. Mai mic decât cine? Mai mic decât? K plus 1. Încă la urmă. Observăm că fracțiile cresc câte unitate. 2, 3, 4, 5, 6, mă ajutăm aici. Și ele cresc. 2 la K minus 1, următoarea 2 la K. 2 la K plus 1, 2 la K plus 2, 2 la K plus 3, 2 la K plus 4, până la 2 la K plus 2 la K minus 1. Dar vă înseamnă 2 la K plus 1. Adică, parcă a fost oprit K aici cu K plus 1. Câți termeni sunt așa? Bucata care trebuie să o adaugi. 2 la K termen. 2 la K termen. Da? 2 la K termen. Când da 0, 2 la K. Așa, dar o luăm pe cea care o știm și adunăm toată bucata asta și în stânga și în dreapta. Deci, P de K plus 1, știm. Nu plecăm cu știm. Știm. 1 plus 1 pe 2. Plus puncte. 1 supra 2 la K minus. Da? Mai mic e K decât K. Bară, adunăm un ambii membri pe 1 pe 2 la K. 1 supra 2 la K. Plus 1 supra 2 la K plus 1. Da? Plus 1 supra 2 la K plus 2. Plus puncte. 1 supra 2 la K minus plus 1. 2 la K plus 1. 2 la K minus 1. 2 la K plus 1 minus 1. Minus 1. Corect, e mai mic, mai mic decât K. Cât era înainte K. K. K plus bucata care are. K. K. Plus. Toată bucata. 1 pe 2 la K. 1 pe 2 la K. Plus.